Mare atenție la ce grădinițe vă înscrieți copilul. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit în ultima perioadă mai multe nereguli, la unitățile de stat, dar și la cele private. Dacă unele grădinițe îi primeau pe cei mici în condiții improprii, altele le dădeau micuților mâncare stricată. Grădinițele din România au fost luate la puricat de inspectorii ANPC. Aceștia au descoperit mai multe nereguli în sute de unități de învățământ preșcolar. O grădiniță din capitală îi aștepta pe cei mici cu mâncare stricată. Oamenii legii au retras peste 160 de kilograme de alimente periculoase pentru sănătatea copiilor și au amendat unitatea. În total au fost sancționate 170 de grădinițe care nu respectau regulile de igienă. De asemenea, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit o grădiniță din Vaslui care avea mai mulți copii înscriși decât numărul de paturi din sală, iar în Mureș, în unele grădinițe, nu există toalete pentru copii, ci doar pentru adulți.